drumul său spre încoronarea, regele Charles al III-lea va călători cu o caleașcă puleită cu aur pe străzile îmbrăcate în steaguri roșii, albe și albastre ale Uniunii. Pregătirile aproape gata, familia regală face pasul într-o nouă etapă. Primirea oaspeților în calitate de rege și regină. A avut loc și un garden party la Buckingham cu mii de invitați de seamă. Caleașca regală nu va trece doar printre fani. 1500 de antimonarhiști îmbrăcați în galben plănuiesc să se adune în Trafalgar Square. Charles va auzi "You're not my king". Activiștii republicani se străduiesc să creeze un impuls pentru a disloca monarhia britanică veche de 1000 de ani. Și acum privesc încoronarea ca pe un moment de oportunitate. Sondajele de opinie sugerează că opoziția și apatia față de monarhie sunt în creștere. Într-un studiu recent al Centrului Național de Cercetare Socială, doar 29% dintre respondenți au considerat că monarhia este foarte importantă. Este cel mai scăzut nivel din cei 40 de ani de cercetare a centrului pe acest subiect. At least 1000 people here, probably more, with a lot of yellow placards, a lot of large flags and a lot of noise, and we'll be chanting "Not my king" as he goes past. În Scoția, care își face planul pentru independență, crește numărul manifestărilor antimonarhiste. S-au întâmplat la moartea reginei Elisabeta, când protestele s-au terminat și cu arestări, se întâmplă și acum. Mesajele publice se concentrează pe faptul că poporul va suporta costul de 100 de milioane de lire sterline pentru încoronarea unui rege într-o monarhie decadentă și arhaică. I think they should be abolished. I think it's shameful. £1.8 billion fortune. Receiving coronation, not on the basis of merit, just simply because he was born into it, the right to rule. This is a family that has 20 palaces, one of which has 1,000 rooms in it. Tot în Scoția, pe stadion de data aceasta, la derbiul dintre Glasgow și Rangers, fanii lui Celtic și-au exprimat sentimentele evidente față de încoronare.